Ia uite-l pe Radu, frate. Trească, băieții. Iar a venit Radu în casa iubirii. Deci nu pot să cred. Ce caute aici? Ce-i cu tine? Bă, am venit și eu în vizită, mă primiți? Dar cum sunt? Vizită? Nu te cred. Nu te cred. N-are cu son, mă, nu e concurent. Bă, mă, capă. Ce ți-a zis? Că vine ceva tare. Nu te cred, nu te cred, zici sincer. Ce nu mă crezi? Hai să țipăm și să batem din palme repede, tare. De ce facem? Se crede, se crede că a venit Matt. Nu o să creadă. Virginia? Că se așteptă. Nu se văd asta. Nu se văd, hai. 2, 3 și... Tipi, vai! Hai să spunem toate Andreodora. Dulceață și miere. Bă, reacție ce ai avut și miere. Auzi, nu cred. Reacție ce ai avut tu sezonul trecut că eu că iau finala, acum am eu că ai venit tu înainte de final. Ce face Bianca? Cum te mai crezi cu ea? Bă! Frate, nu te cred. Bă, eu nu te cred. Ce faci, mă, băieți? Deci nu pot să cred. Deci, în primul rând, vreau să spun că arăți extraordinar de bine, Ioane, tot mai frumos de fapt. Nu pot să cred. Ce înseamnă? Iau ce mă perie, ce mă înseamnă? Nu fără cateringă, ești pe bune, ești banul, bine. Ce mare de premiu, te-a scos foarte bine. Nu ce mai mult și voi sunteți. Vrei să te instaurul sezonul. Nu cred. Ăsta e un băiat nou. Băi, ce? Ești nu cred. Mamă, cine ești? E nu e Moldo! Nu e Moldo! E câștigătorul sezonul trecut. Bianca. Bomba sau? Ha? Bomba? Ceva? Ce faci? Stai să stai jos undeva. Hai, ia un loc, hai să vorbim. Hai, bagă bățul, zi, între cine te bagi? Între cine și cine? Fă bunea la fete. Lenuța, stați un pic, vreau să salut pe Lenuța. Bună, Lenuța! Bă, mare cuciulița de la mine? Da, pe numai. Bă, ești nebun, te pup, Lenuța, te iubesc. Mi-a fost dor de tine. Bă, și-o venit să poată. Te iubesc. Mi-a fost dor de tine. Ce faci? Ești bine? Te sâcă ești la cap, nu? Te sâcă e băieții? Ți-am promis că o să dea după peretele ăsta și astăzi de-aia am venit în casa iubirii. Am venit să te desfac de aici după perete pentru că nu mai vreau să te mai las aici, te mai chinuie băieții din casa iubirii. Gata, mergi cu mine, da? Te iubesc. Te iubesc. Bă, dar ce bine mă simt că-l văd pe frate. Ce tare, de când n-am mai fost noi aici, lasă! Bă, ce dor îmi era de când n-am mai fost noi aici, aici, aici vorbim! Pe locul ăsta al tău? Dragule, da, a câștigat emisiunea, omul fii atent, a băgat sezonul 1 tot, din prima zi a sezonului 1 până la ultima zi sezonul 2. Deci omul are 2 ani de emisiune. Eu când v-am zis că o să bage ceva tare... N-are cu son. N-are cu son. Eu nu cred. Frate, nu se poate cu sonul! Ai venit în vizită astăzi. Nu mai am problema. Zi, Radu, ai venit, cu sonul jos. Ai venit astăzi în vizită e, sau ai venit pe bune? Nu știu, complet. Deocamdată. Nu vrei să știu? Vom vota dacă se rămâne sau nu. Eu votez, da! Eu votez, cumul, da, direct! Bine, Radu! Să vă spun eu acum! Pregătiți-vă! Ia! Mai e cineva cu noi? Pe bune! Vreau să fie! Faci mișto? Ce-ai zis? Am zis că dacă și-a cumpărat un gata. Păi, pentru că am ia! Radu! E Radu! E Radu! De unde știi? Nu e, băi... El are cămașă de-aia. Nu, ea are cămașă. Bravo! Doar cămașa nu, e Radu! Nu, e băiat nou. Vai, Doamne, nu cred așa ceva. Păi nu cred că fix după ce m-am plăcut. Dar nu e el. Voi, deci eu asta mor, că voi nu mă cred. Băi, nu, dar zic că e cineva. Da, dar acum, adică noi am aplaudat pe Iulia. Oamenii care o să vadă o să creadă că noi știam. Nu. N-ai cum să aplauzi fix. Exact. Să aplauzi și... Și după să apară. Dar să știm fix atunci el acolo. Eu am fost... Am simțit. Hai să aplaudăm, să pară că a venit. Băi, deci n-ai cum, n-ai cum. Ne așteptăm aici. Atâta e trebuie. Moldo, ia zi, Moldo, gata. Ce Moldo, Gagea? Dar noi nu-l cunoaștem, uite-l pe ăsta ce... Stai mă, dar ce voi... E tovarășul meu, e tovarășul meu, e foarte bine. Băi, a fost dor de tine, să știi, și de tine și de tine, de amândoi. Prima zi când am ieșit din casa iubirii, el m-a luat. Eu nu te cunosc, dar și mie mi-a fost dor de tine. Lasă că ne-am mai văzut odată. Păi cum nu, bă, că v-ați mai întâlnit odată. Să stai jos aici, am vrut să zic odată, mi se pare. Lasă, la centru vechi, nu s-au dat. Lasă, bă, Patrick. Nu se înțelege nimic. Mamă, dar ce tare a fost la partiul ăla cu cea, care? Nu știu.
Care, mă? Bă, dar tu dai seama. Crezi că a venit? Voi vă dați seama câtă energie a putut să ne dea o multă. Bă, deci tu știi ce a fost mai devreme până acum aici? Dincolo, nebunie mare, ceartă, Bianca cu Giulia. Sincer să fiu, când eram sus și am așteptat să intru, am auzit, s-auzea ceva. Bianca cu Giulia, am fost acolo, abia le-am împăcat să nu se mai certe, plânse, te nebunii, conexiune, eu cu Bianca ne-am... Ce trebuie să... Deci n-ai cum, nu există. O să fie inedit. Ce a zis la el, Radu? Giulia de azi. Cum, îl vedem peste mine. 5 luni. Facă la mine, că pe mine nu m-ați văzut. Nu, ți-am văzut față. Dar nu m-ați văzut aici. Măcar nu, față. Chris, nu, păi da, nu, dar Maxim trebuia să vină la noi și să plece de la noi. Păi hai să băieții. Aveți dreptate, probabil. E cineva cunoscut. Doamne. Sigur. Știam că o fi un... Mai vrem un cadru. Dar nu. Hai să comentăm ținuta. Păi să ne arate ținuta. Arată-ne ținuta, va lumea. Am văzut-o. Păi ce ai văzut? N-am văzut. Adidas, crem, crem, viniu, ceas aurit. Da. Cum? Am văzut chiar așa, tot în afară de față. Ce faci, Radule? Sunt bine, frate, sunt bine. Uite, eu am venit pe la voi să vă văd, să văd cum sunteți, dacă sunteți bine. Ți-ai luat mașină, ai luat permisul. Da, am luat permisul, sunt bine. Ok, ai fost invitat sau e posibil să rămâi în emisiune? Asta nu știu. N-are, nu știu, nu știu ce să vă zic. Okay. Nu pot să vă invitat, detaliu chestia asta. Vă zic sincer, invitat n-are cum să fie. Pentru că a fost odată și n-are sens. Clar. Suntem 5 băieți. Radu este un personaj foarte controversat în această emisiune, da? Adică sunt șanse mai mari. Așa, da, 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 da. Așa, el sigur va da o energie acestei emisiuni. Așa că eu cred că a fost adus. Eu că nu realizez că Radu, sunt aici, ca să ce ne mai trezim. Da? Da, foarte sexy. Ne-am... Are emoții. O, are unghiuțele făcute. Ia, ia, ia. E bine... Oh, are un lanț. Hai, hai, mai sus, mai sus. Știi, mama are ba... E Radu! 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 Vai, mort. V-am zis că e hai, mă. Chris, Virginia, Teodora, Giulia și Bianca, șase Bianca. Fete. Mm-hmm. În principiu s-au schimbat mult fetele de când ai fost ultima oară aici. Și... În ce mod s-au schimbat? Ca persoane. Persoanele, da, nu mai sunt alea care au fost data trecută. Okay, le mai știi, cred că Alexandra doar pe nu Giulia era... și Virginia. Alexandra restul nu era, Chris nu era... Teodora. Teodora nu era... Doar Chris, Radule, ne-am doar Giulia și au Virginia. Au plecat concurenții vechi, a fost surpriză și pentru noi, descalificări. Au fost 5 descalificări în 2-3 săptămâni. De asta suntem și așa puțin, 6 fete, 5 băieți, n-am fost așa de la începutul sezonului. Da. Crezi că te-ar interesa vreo... Nu știm dacă ești sau nu dacă m-ar invitat. Dacă vreo fată din cele da. Care stau acum în casă. Băi da, eu am mai spus asta și pe live-uri, că mie oarecum eu am simpatia, aparte pentru Virginia, sincer. Okay. Nu neapărat, dar nu neapărat că mi-aș dori o relație cu ea la modul gata, a venit, okay. luat, știi? O vezi altfel. Dar mi-aș dori să discut ce? Cu ea, să gata, stau de vorbă cu ea. Mi se pare o persoană foarte interesantă, mi se pare că are un calm aparte, îmi place de ea cum vorbește, cum se exprimă. E o persoană foarte mișto, Virginia. Și mi-aș dori așa să stau de vorbă cu ea 2-3 minute, sincer, la modul cel mai serios să spun. Și Radu a crezut că l-a plodat pe el. Da, tu stai și trebuie să ies. Radu! Ce faci, Radu? Ne aude? Bună, fetelor! Dar n-am auzit! Nu să stau eu acolo în colțul ăla? Gata! În colțul meu! În colțul meu? Virginia! Da! Radu vrea să vorbească cu tine. Nu, frate, dar asta e ce colțul meu. Cu mine! Da. Hai, Radu. Bună, Virginia! Bună, Radu! Ce faci? Sezonul 2 aici pe canapea. Sezonul 2, da. Hai, vorbește. Alo! Bine fac! Tu? Bine, uite, să știi că mă bucur foarte tare să te văd. Încă o dată. Încă o dată, pentru că te-am mai văzut toată. Da, bravo, mulțumesc, Patrick. Ești o fată interesantă, asta le spuneam și băieților. Și mă bucur foarte mult că sunt aici și pot să stau de vorbă cu tine. Și vreau să spun și de ce, pentru că am chef de vorbă, la modul cel mai serios. Am văzut toată un material când te-ai certat tu cu Robi. O început deja, are 10 minute și deja voiam pe toți vă scutură. E prea bun pentru. Am văzut odată un conflict între tine și Robi în mediul online și mi-a plăcut foarte tare cum ai gestionat situația. Sincer, la modul cel mai serios. Nu zic că tu ai picat în vreun fel, frate, sau așa. Nu e, am picat. Vorbea, am picat. Cum discuta, cum punea situația, foarte mișto. Și mi-aș așa, o să mă cer mai târziu la cameră să vin la... Să te aștept, Radu. Am văzut că ai declarat niște lucruri pe un live și știam oarecum părerea ta. Acum un minut ne-a declarat. Dacă nu fi să fie, poate e afară. Are o afinitate, Radu, pentru tine, nu știu... Mă bucur să aud asta, să-ți dai seama. Ți-a făcut și niște complimente mai înainte, te vede altfel pe tine față de restul fetelor și... În rest, voi ce faceți? Tu cum ești, Virginia? Cum ești astăzi?
Sunt bine, chiar, deci am făcut pariu cu Moldo, că vine băiat nou. Chiar că da, chiar mai devreme am făcut pariu. Și nu știu, voi ați auzit că noi am aplaudat? Da. E, noi nu știam că a venit Radu, am aplaudat pur și simplu, la mișto, și după ne-a dat cadru cu picioarele lui și ne-am prins că e beat. Nu cred. Radu nu mă ascultă ce vorbesc. Ok. Te ascult, cum să nu, cum vorbește să nu. Vorbește cu focul lui e pe mine. Nu, te ascultam, chiar te ascultam, iartă-mă dacă... Poftim? Ce-am zis? Că am declarat eu ceva în online. Nu, stai, că ai făcut un pariu cu Moldo, nu? Și după? După. Ata am auzit. Sincer. M-am luat altul cu râs, cu becher. Ia uite pe al meu a fost primul. Auzi, mie mă face să râd. Să închidez conexiunea. Mă face să râd, mă, prieteni. Da. Ia ca, să știi că nu te văd. Ce? Nu te văd. Păi... Nici noi, doar pe Radu. A. Da. Ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Îți clipesc ochii așa. Nu știu ce se întâmplă. Bună, Giulia! Așa clipesc de obicei. Te pup, sora mea, mai poți?